Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. De lung articol pentru o publicație americană în care susține și explică cu detalii cum a mințit copios pentru a se angaja în toate slujbele pe care le-a avut și mai spune și că asta i-a adus un succes grozav în carieră. Yeah. Da. Special ca să impresioneze potențiale angajatori, el și-a trecut în CV abilități și calificări pe care nu le-a avut niciodată și a mers de minune. Domnul Ciolacu? Dumneavoastră sunteți? Este aparent un tip care lucrează, ce să vezi, în domeniul media. Pe partea tehnică. A? Da. E mai complicat când încerci să minți, să spui că știi să scrii bine, că ține până la primul articol pe care îl semnezi. E adevărat și asta. Da, dar pe partea tehnică mai reușești aparent. Cum a făcut? Citez din acest material mare, publicat în Business Insider. Zice, înainte de fiecare interviu, verificam pe internet care sunt echipamentele și standardele tehnice pe care compania respectivă cerea să le cunoști. Adică, le zicea, trebuie să folosești camera modelul nu știu care, trebuie să știi programul cu tare, trebuie să știi. Și le puneam în CV. Și la interviuri nu mi se cerea niciodată să dovedesc că știu să le folosesc. Corect. Și adevărul că da, nu imaginez că cineva cheamă pe altcineva la un interviu și spune, deci știi să, ia să vedem. Ce știi să faci? Știi să folosești calculatorul? Da. Ia arată-mă cum știi tu să folosești calculatorul. Cel mai tare e când pui multe limbi străine acolo. Da, da, știi da, și da. Franceză, germană. Dar cine să te verifice? Și te trezești față în față la serviciu cu cineva care vorbește și te uiți. Wow. Da. Pe de altă parte, mă gândești, chiar ar fi de verificat, dar cum faci când vine unul să angajeze macaragiu sau buldo excavatorist? Îi dai buldo excavatorul? Acolo să demonstrează-mă că poți. S-ar putea să trebuiască să aibă nevoie de niște hârtii. Nu știu dacă e chiar așa. Bun, când venea momentul să facă efectiv ce pretindea că știe să facă, se informa înainte de pe YouTube, care e plin de tutoriale. Asta apropo de ce discutam mai devreme de dependența de internet. Într-adevăr, pe YouTube găsești aproape orice explicat în detaliu pentru orice prostie posibilă da, sau imposibilă. Diferența o face îndemnarea, știi? Îndemnarea? Dacă te uiți pe tutoriale pe YouTube, poți să deprinzi niște lucruri. Da. Dar dacă te apuci să le și faci, nu ți este întotdeauna ca pe YouTube. Da, dar el spunea că după ce era angajat, da, practic învăța la locul de muncă. Povestește o scenă asta, da, când la un dat a fost trimis undeva să folosească nu știu ce tip de cameră într-un studio despre care spusese că ar ști să-l folosească. Și stătea cu telefonul, zic că stătea cu telefonul pe genunchi. Copia. Da, cu tutorialul mergând și copia pașii, pur și simplu. Cum faci să dai drumul? Apeși pe butonul ăsta. Cum reglezi asta? Apeși pe butonul ăsta. Na, uite, ca să vezi. Și după deci, aia înveți pur și simplu. Pe da, principiul ăsta puteți să stați și voi la mixer aici într-o dimineață. Uite, m-am gândit, ce, să-mi dai modelul de mixer? Mă, naibii să fiu dacă nu găsesc un tutorial pentru mixerul ăsta. Deci se poate învăța de pe YouTube. Domnul Ciolacu, scrieți pe YouTube cum să fiu un bun prim-ministru. Cu liniuță, prim-ministru. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.